A început montarea sistemelor de iluminat festiv în municipiul Drobeta, Turnu-Severin. Atât arterele principale ale orașului, cât și orășelul copiilor vor fi îmbrăcate în straie de sărbătoare. Am demarat montarea acestor elemente decorative pentru orășelul copiilor în această zonă. Parcul, când o să începem? Începem în jurul datei de 15 noiembrie, amenajarea parcului. Și căsuța lui Moș Crăciun? Căsuța lui Moș Crăciun va intra cumva după zilele palatului. A, deci suntem pregătiți cu tot. Jurul datei de 25 noiembrie, căsuța lui Moș Crăciun, care se află în sala Gheorghe Anghel la Palatul Culturii. Cam câte elemente avem aici? 50 de elemente. Le terminăm până când preconizați că le... Mâine seară probe. Da, deja mâine seară sunt. Mâine seară probe. Pe 30 suntem gata la buton. Domnul, totuși prea devreme. Nu este prea devreme pentru că sunt mai multe echipe care colaborează cu Palatul Culturii și sunt trecute pe un grafic de lucrări. Fiecare știe foarte bine ce ar fi făcut la Monitropon. Pe principalele artere din municipiul Drobeta, Turnu-Severin au fost deja montate o mare parte din instalațiile cu tematică de Crăciun, iar pregătirile pentru amenajarea orășelului copiilor sunt în toi. Primarul municipiului Drobeta, Turnu-Severin, Marius Creciu, este un edil implicat în dezvoltarea orașului și oferirea celor mai bune condiții severinenilor. Cunoaște importanța păstrării stării de sărbătoare a celei mai frumoase perioade din an, aceea sărbătorilor de iarnă, fapt pentru care nu și-a dorit ca în acest an să treacă peste iluminatul festiv. Nu vrem să sărim acest obicei frumos, vrem să oferim în continuare micilor severineni și severinenilor acest prilej de bucurie, cel legat de sărbători, cel legat de târgul de Crăciun, de orășelul copiilor. Știu, se trece prin momente dificile la nivel de țară cu consumul de electricitate, dar să știți că nu este un efort prea mare pentru noi ca și comunitate. Tot ce înseamnă în acest moment consum de electricitate, atât în orășelul copiilor, atât în zona în care ne aflăm, zona târgului de Crăciun, cât și bradul, ne costă și iluminatul în tot orașul, ne costă undeva la 70.000 de lei. Eu zic că nu este o sumă pe care să noi o putem permite ca și comunitate, mai ales că avem atâtea lucruri dificile în această perioadă și sărbătorirea sau sărbătoarea de Crăciun și sărbătoarea lunii decembrie ne umplu inimile de bucurie la toți cei care trăim în acest oraș. Deci eu am luat hotărârea, am decis să continuăm sărbătorile de iarnă în sensul de a ilumina orașul, de a face târgul de Crăciun, de a da drumul la brad. Toate aceste lucruri, așa cum le-am făcut și în anii trecuți, le vom face și în acest an. Ca și date, 30 noiembrie vom da drumul la iluminatul festiv și târgul de Crăciun, orășelul copiilor, pe 4 decembrie. Vom avea spectacole, evenimente, o să vă vorbească și doamna manager de la Palatul Cultural de acest lucru. Vom avea, inclusiv 1 decembrie, vom avea lucruri foarte frumoase și atrăgătoare pentru toți severinenii. Cum spuneam și la începutul dialogului, vom îmbrăca orașul în haine de sărbătoare, așa cum stă bine un oraș cu 100.000 de locuitori. Dar pe parcurs vă vom mai da detalii de toate surprizele pe care le pregătim pentru toți severinenii. Târgul de Crăciun este un proiect al Palatului Culturii Teodor Costescu, un proiect menit să aducă bucurie în sufletul severinenilor de toate vârstele. Printre punctele de atracție ale Târgului de Crăciun se numără căsuța lui Moș Crăciun, orășelul copiilor, dar și manifestările culturale. Târgul de Crăciun este un proiect amplu al Palatului Culturii Teodor Costescu și are mai multe componente. Căsuța lui Moș Crăciun, pe care o vom amenaja ca o poveste de Crăciun pentru copiii din Drobeta, Turnu-Severin și nu numai, în sala Gheorghe Anghel din incinta clădirii teatrului. O altă componentă a Târgului de Crăciun este orășelul copiilor, este zona în care ne aflăm. Mai mult decât atât, pe Esplanada Crișan vom avea ample manifestări legate de Târgul de Crăciun, dar și un street food tradițional, mai ales că în cadrul acestui Târg de Crăciun am inserat, bineînțeles, și manifestările legate de Ziua Națională a României, 1 decembrie, unde îi așteptăm pe severineni, cu micul mare și nu numai pe severineni, pentru
a simți românește ziua națională. Mai mult decât atât, pot să vă spun că am demarat lucrările pentru amenajarea târgului de Crăciun și amenajarea celorlalte componente care fac parte din acest proiect dedicat lunii decembrie, în mod etapizat. Fiecare operator colaborează cu echipele tehnice de la Palatul Culturii pentru ca aceste lucruri să se desfășoare conform unui grafic de lucrări și de amenajare. Mai mult decât atât, pot să vă spun că în caietele de sarcini întocmite cu echipa tehnică a Palatului Culturii am introdus condiții stricte. Am și găsit parteneri serioși care să respecte aceste cerințe din caietele de sarcini pentru aceste amenajări, deoarece ne dorim să eficientizăm consumul. Noi ne-am dorit să fie LED-uri peste tot, înțeleg de la reprezentanții departamentului tehnic de la teatru că aceste LED-uri ne dau un consum mult mai mic per ansamblu. Și atunci am optat pentru aceste lucruri și am și găsit operatorii care să se încadreze conform cerințelor din caietul de sarcini. Iluminatul festiv din acest an al orașului Drobeta Turnu Severin va fi unul econom de tip LED, care va duce la un consum redus de energie. Severinenii și nu numai sunt așteptați cu micul mare pe 30 noiembrie la deschiderea oficială pentru a se bucura de atmosfera de sărbătoare și de toate surprizele pregătite de către organizatori.